Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, un subiect nu tocmai plăcut, dar de ținut minte. Bombardarea Berlinului și cele mai devastatoare raiduri aeriene în al doilea război mondial. Milioane de oameni au pierit în al doilea război mondial în urma bombardamentelor aeriene, iar orașe întregi au fost distruse aproape complet. Berlinul, capitala celui de-al treilea Reich, a suferit 363 de raiduri aeriene aliate în timpul celui de-al doilea război mondial. A fost bombardat de forțele aeriene regale britanice între 1940-1945 și de forțele aeriene ale Armatei Statelor Unite, USA Air Force, între 1943-1945. Aceste raiduri aeriene făcând parte din campania de bombardare strategică aliată a Germaniei în timpul războiului. Orașul a fost de asemenea supus bombardamentelor aeriene de către Armata Roșie, în principal în 1945 cu apropierea trupelor sovietice de la Berlin. Când a izbucnit războiul în septembrie 1939, președintele Statelor Unite, pe atunci o putere neutră, Franklin D. Roosevelt, le-a cerut principalilor beligeranți să-și limiteze raidurile aeriene la ținte militare. Francezii și britanici au acceptat această cerere cu condiția ca aceleași reguli de război să fie respectate scrupulos de toți adversarii lor. Politica de gatul unit a fost să bombardeze numai ținte și infrastructuri militare, cum ar fi porturi sau căi ferate, care aveau importanță militară în caz de conflict, după cum se știa că un bombardament aerian al Germaniei ar provoca victime civile. Guvernul britanic s-a abținut în mod deliberat de la bombardarea țintelor civile în afara zonelor de luptă unde au predominat tacticile militare. Această politică a fost abandonată pe 15 mai 1940, la două zile după bombardamentul german de la Rotterdam, când RAF a primit permisiunea de a ataca ținte din Ruhr, inclusiv rafinării și alte situri industriale civile care ar putea servi efortului de război german, furnalele vizibile din noapte devenind apoi ținte. Primul raid RAF asupra Germaniei a avut loc în noaptea de 15-16 mai 1940. Între 1939 și 1942, politica de bombardare cu țintă de importanță militară directă a fost abandonată treptat în favoarea bombardamentului din zonă, bombardamente care acopereau mari zone urbane pentru a distruge habitatele și infrastructura civilă. Deși uciderea civililor nu a fost niciodată o politică explicită, era evident că acest tip de bombardament pe scară largă ar duce la victime civile semnificative. În urma armistițiului semnat de Franța la 22 iunie 1940, britanicii nu au avut alte mijloace de a duce războiul împotriva Germaniei. După ce Uniunea Sovietică a intrat în conflict în vara anului 41, bombardamentele din Germania au fost singura contribuție pe care Marea Britanie a putut să o aducă pentru a satisface cererea lui Stalin de a deschide un al doilea front pentru a elibera sovieticii pe frontul de est. Cu tehnologia disponibilă atunci, bombardarea precisă asupra țintelor militare a fost posibilă doar în lumina zilei și din nou cu dificultate. Bombardamentele din timpul zilei, conduse de comandamentul bombardierilor, au dus la o rată inacceptabilă de pierderi de aeronave, în timp ce în cazul bombardamentului nocturn pierderile au fost semnificativ mai mici, dar au făcut bombardamentul mai imprecis datorită dificultății de navigație și preciziei aeronavei. 1940-1942, incursiunile franceze. În timpul bătăliei din Franța, în urmă, printre altele, a unui bombardament german asupra obiectivelor parisiene, din 3 iunie 1940, Franța decide să lovească Berlinul. 7 iunie 1940, Farman F-223-4, Jules Verne, al aeronauticii navale franceze, sub ordinele locotenent comandantului Henri Dayer, decolează de la Bordeaux-Mérignac, se îndreaptă spre nord, apoi zboară peste coastele olandeze și daneze, la căderea nopții și în jurul miezului nopții, 8 bombe de 250 de kg și alte 80 de 10 kg sunt aruncate pe suburbiile Berlinului. Acest prim bombardament pe care îl suferă capitala Germaniei mai presus de toate psihologic și se repetă 3 zile mai târziu. Incursiunile britanice. La 24 august 1940, un bombardier Heinkel H-111, crezând că a atacat rafinăria Shellhaven, și-a aruncat bombele din greșeală asupra Londrei, obiectiv care ar fi trebuit atacat la ordinul personal al lui Hitler. Ca răzbunare, forțele aeriene regale britanice, RAF-ul, au efectuat primul raid asupra Berlinului în noaptea de 25 august 1940, când 95 de avioane
ale comandamentului bombardierului au fost trimise să bombardeze aeroportul Tempelhof de lângă centrul capitalei și districtul Siemensstadt, din care au căzut 81 de bombe și în jurul Berlinului. Incursiunile asupra Berlinului l-au determinat pe Hitler să ordone Luftwaffe să bombardeze orașele britanice într-un moment în care apărarea aeriană britanică era pe punctul de a se prăbuși. În următoarele două săptămâni au fost efectuate încă 5 raiduri de dimensiuni similare, toate vizând ținte specifice. Dar cu dificultățile de navigație nocturnă, bombele care au fost aruncate au fost larg dispersate. În 1940, aproape toate raidurile au provocat daune minime. Incidențele au crescut în 1941, dar n-au putut atinge ținte semnificative. La 7 noiembrie 1941, Sir Richard Pierce, șeful comandamentului de bombardiere RAF, a lansat un raid amplu asupra Berlinului, trimițând peste 160 de bombardiere care au lovit capitala. Mai mult de 20 dintre acestea sunt doborute sau prăbușite, din nou fiind produse pagube mici. Acest eșec a dus la demiterea lui Pierce și înlocuirea sa de către Sir Arthur Harris, un om care credea atât în eficacitatea cât și în necesitatea bombardamentelor din zonă. În același timp au intrat în funcțiune noi bombardiere cu distanțe mai mari de acțiune, în special Avro Lancaster, care a devenit disponibil în număr mare în 1942. Cu toate acestea, în cea mai mare parte a anului 1942, prioritățile comandamentului bombardierilor sunt porturile submarinelor germane ca parte a efortului Marii Britanii de a câștiga bătălia de la Atlantic. Pe parcursul întregului 1942, la Berlin au existat doar 9 amenințări cu bombă, niciuna dintre ele cu adevărat serioasă. Abia în 1943, Harris a avut ocazia să-și pună în practică îndemânarea în bombardamentele din zonă. Incursiunile sovietice. Uniunea Sovietică a făcut primul său raid împotriva Berlinului la 8 august 1941. Acesta e un raid de 15 aerotorpiloare DB-3T de formare a aviației navale din Marea Baltică a flotei de funcționare de la aeroportul Kuressaare pe insula Saaremaa din Estonia. Bombardierele Petliakov P-8 din unitățile de bombardament ale aviației sovietice, singurul sovietic cu 4 motoare construit în timpul războiului, au bombardat Berlinul noaptea de 10-11 august 1941. Comandamentul britanic al bombardierului lansează o campanie masivă de bombardament cu 15 raiduri asupra Berlinului, dar acest lucru a fost considerat un eșec. În 1945, a 8-a forță aeriană a Statelor Unite, peste 1000 de bombardiere B-17 protejate de 575 P-51 Mustang lansează o serie de raiduri în timpul zilei asupra Berlinului între 3 și 26 februarie, lăsând 80.000 de persoane fără adăpost. Apoi 36 de nopți la rând, RAF Mosquitos au bombardat capitala Germaniei, raidurile încheiindu-se în noaptea de 20-21 aprilie 45, chiar înainte ca sovieticii să intre în oraș. În ultimele zile ale războiului, forțele aeriene sovietice au bombardat și Berlinul, iar Ilyushin și dispozitive similare au fost folosite începând cu 28 martie pentru a efectua atacuri terestre. Apărările Berlinului și infrastructura civilă erau atunci pe punctul de a se prăbuși. După capturarea Berlinului, generalul sovietic Nicolae Berzarin declară, referindu-se la artilerie și la bombardamentele Armatei Roșii, că aliații occidentali au aruncat 65.000 de tone de explozivi asupra orașului în mai puțin de 2 ani, în timp ce Armata Roșie a lansat 40.000 de tone în doar 2 săptămâni. Evaluarea materială și umană. După război, statisticienii au calculat că pentru fiecare locuitor din Berlin erau aproape 30 de metri cub de moloz. Până la sfârșitul lunii martie 45, vor fi efectuate un total de 314 raiduri aeriene asupra Berlinului, dintre care 85 au fost efectuate în ultimele 12 luni ale celui de-al doilea război mondial. Jumătate din locuințe au fost avariate și aproximativ o treime au devenit nelocuibile. 16 km pătrați din oraș fiind pur și simplu o grămadă de ruine. Estimările numărului total de morți din Berlin ca urmare a raidurilor aeriene variază de la 20.000 la 50.000. Studii germane sugerează că cifra inferioară e mai probabilă comparativ cu 25.000 pentru bombardarea de la Dresda din 13
până la 15 februarie 1945, 40.000 pentru cea de la Hamburg în iulie-august 1943 și 100.000 pentru bombardamentele de la Tokyo din februarie-martie 1945. Având în vedere distrugerea și numeroasele victime, Sully Lenderman și Charles Purcell cred că toate pierderile și distrugerile plasează capitala în fruntea orașelor sacrificate în timpul războiului. Apărarea Berlinului. Regimul nazist era extrem de conștient de necesitatea politică de a proteja capitala de raidurile aeriene. Chiar înainte de război, începuseră lucrările la un sistem mare de adăposturi pentru atacuri aeriene publice, dar până în 1939 fuseseră construite doar 15% din cele 2000 de adăposturi planificate. În 1941 însă cele 5 enorme adăposturi publice, grădina zoologică, stația Anhalt, Humboldthain, Friedrichshain și Kleistpark erau pline, oferind adăpost pentru 65.000 de oameni. Alte adăposturi au fost construite sub clădirile guvernamentale, cel mai cunoscut fiind Führer Bunker sub clădirea Cancelariei Reich. În plus, multe stații U-Bahn, metroul Berlin, au fost transformate în adăposturi. Restul populației a avut de-a face cu propriile adăposturi. Orașul a fost protejat de 3 turnuri uriașe Flakturm, care serveau drept platforme pentru proiectoare și tunuri antiaeriene Flak 40 de 12,8 cm, precum și adăposturi Hoch Bunker pentru civili. Aceste turnuri erau situate la grădina zoologică din Berlin, dar și în parcul public Humboldthain și în districtele Tiergarten și Friedrichshain. Armele aeriene erau deținute din ce în ce mai mult de membrii tineretului hitlerist, în timp ce bărbații mai în vârstă, Volksturm, erau trimiși în fața frontului. În 1945, membrii Ligii Germane de Fete operau și tunuri antiaeriene. După 1944, acoperirea aeriană a Berlinului de către Luftwaffe a slăbit, iar apărarea cu tunurile antiaeriene Flak a fost din ce în ce mai copleșită de amploarea atacurilor. Evacuări ale populației. În 1943, germanii au decis să evacueze oameni neesențiali din Berlin. 400.000 de oameni au fost evacuați în ianuarie și 160.000 au părăsit Berlinul în următoarele luni. În aprilie, când bombardamentele aliate din Germania s-au reluat, a fost pus în aplicare un plan metodic de evacuare pentru Berlin, care includea, printre altele, 400.000 de copii și tineri cu vârsta sub 18 ani. Bătălia din aer de la Berlin a accelerat evacuarea. În total, 1.145.000 de locuitori au părăsit orașul din iulie 1943 până în august 1944. Au fost evacuați în zonele rurale, cum ar fi Londra în timpul bătăliei din Marea Britanie, în special în Schleswig-Holstein. Cu toate acestea, lipsa tot mai mare de forță de muncă și prelungirea războiului fac munca femeilor esențială pentru menținerea industriilor de război din Berlin. Prin urmare, evacuarea tuturor femeilor cu copii nu e posibilă. La sfârșitul anului 1944, populația orașului a început să crească din cauza refugiaților care fugeau de înaintarea Armatei Roșii spre Est. Oswert Trieben, refugiați din Est, sunt refuzați în mod oficial, la permisiunea de a rămâne în Berlin pentru mai mult de 2 zile și sunt adăpostiți în lagările din apropierea orașului înainte de a fi mutați la vest. Se estimează că mai puțin de 50.000 dintre ei au reușit să rămână la Berlin. În ianuarie 1945, populația Berlinului era în jur de 2,9 milioane de locuitori. Deși posturile în armata germană erau de așa natură încât doar 100.000 dintre ei erau bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Alte 100.000 sunt muncitori forțați francezi, Fremdarbeiter sau ruși Ostarbeiter. Peste 70 de milioane de oameni au murit în urma celui de-al doilea război mondial, potrivit datelor istorice, iar o mulțime de orașe au fost aproape rase de pe fața pământului, în urma bombardamentelor. Iată în continuare și alte câteva dintre cele mai devastatoare raiduri aeriene din anii războiului, potrivit publicației de specialitate onlinemilitaryeducation.org. Osaka, martie-august 1945, peste 10.000 de victime. Centrele urbane importante din Japonia au fost ținta unor campanii de bombardamente strategice înainte de dezastrele provocate de bombele atomice în Hiroshima și Nagasaki. Osaka a fost lovită în mod deosebit, suferind mai mult de 10.000 de victime civile în lunile martie, iunie, iulie și august 1945. Raidul din 13-14 martie
45 a fost cel mai intens și distructiv. În acea noapte, orașul a fost bombardat de 274 de avioane americane B-29, care au prăbușit bombe incendiare și cu napalm și au făcut peste 4.000 de morți și dispăruți, informează online militaryeducation.org. Castel, februarie 1942, martie 1945, peste 10.000 de victime. Orașul Kassel din vestul Germaniei a fost supus unei campanii prelungite de bombardamente între 42 și 45, care au vizat zonele sale militare și industriale. Atacurile aeriene au culminat cu raidul din noaptea de 22 spre 23 martie 1945. Deci, atacurile aeriene au culminat cu raidul din noaptea de 22 spre 23 martie 1945. Atunci, RAF-ul a lansat 569 de bombe peste centrul orașului german. Explozia concentrată a 1800 de tone de bombe a provocat incendii uriașe care au dus la moartea peste 10.000 de oameni. Darmstadt, septembrie 1943, februarie 44, peste 12.300 de victime. Orașul german Darmstadt din sud-vestul Germaniei a suferit numeroase bombardamente în anii 43 și 44. Cel mai devastator a avut loc în 11-12 septembrie 44, fiind condus de aviația britanică. Orașul medieval a fost devastat de o forță compusă din 226 de bombardiere Lancaster și 14 Mosquitoes, care au vizat centrul său, unde clădirile erau construite din lemn. Aproape toate au fost mistuite de incendiile violente. Se estimează că 12.300 de locuitori și-au pierdut viața. Pforzheim, aprilie 44, martie 45, peste 21.200 de victime. Pforzheim, un oraș din sud-vestul Germaniei, a fost bombardat de mai multe ori în anii 1944 și 45. Principalul raid a avut loc în 23 februarie 1945, când 379 de aeronave britanice au luat parte la atacul aerian. În 22 de minute, de la 19.50 la 20.12, a fost distrusă peste 80% din suprafața urbană a orașului, omorând 17.600 de locuitori și rănind alte câteva mii. Orașul a fost distrus ca urmare a exploziilor și a arderilor materialelor de fosfor. Zvinușie, 12 martie 1945, între 5.000 și 23.000 de victime. Orașul și portul polonez Zvinușie a suferit bombardamente ample ale forțelor aeriene ale Statelor Unite în 12 martie 1945. Atunci orașul, condus de germani cu numeroși refugiați, a fost puternic bombardat. Se estimează că între 5.000 și 23.000 de oameni și-au pierdut viața în acest raid extrem de distructiv. Cifrele exacte sunt greu de constatat, deoarece, la fel ca în multe alte părți ale lumii la vremea aceea, mare parte din Europa de Est se afla în haos total, pe măsură ce războiul se apropia de final, informează online militaryeducation.org. Londra, septembrie 1940, mai 1941, peste 20.000 de victime. Capitala Regatului Unit al Marii Britanii a fost supusă unei campanii de bombardare strategică susținută de aviația germană Luftwaffe, despre care se spune că a durat 76 de nopți consecutive și a fost direct responsabilă pentru moartea 20.000 de persoane. Se estimează că mai mult de 1.000.000 de case au fost deteriorate sau devastate în timpul bombardamentelor, cele mai mari pagube fiind înregistrate în zonele sărace ale orașului, informează online militaryeducation.org. Dresda, octombrie 1944, aprilie 45, cel puțin 25.000 de victime. Dresda, al șaptelea oraș al Germaniei în timpul celui de-al doilea război mondial și un centru industrial extrem de important, a fost ținta uneia din cele mai grave campanii de bombardamente. Între 13 și 15 februarie 1945, 1.300 de bombardiere dintr-o forță combinată a RAF și US Air Force au aruncat peste 3.900 de tone de explozivi și bombe de foc peste orașul german. O suprafață de 5 km pătrați din centrul istoric al acestuia a fost distrusă complet de furtuna de foc. Presa germană, controlată de naziști, susținea că bombardamentele au făcut peste 200.000 de morți, însă estimările ulterioare au redus cifra la circa 25.000 de victime, potrivit onlinemilitaryeducation.org. Estimări până în dimineața de 10 martie 45, 18.375 de morți, 2.212 răniți grav,
350.000 de persoane rămase fără locuință sau transferate pe termen lung în alte locații. Numărul total al morților, inclusiv cel al străinilor, e estimat pe baza experiențelor trecute, legate de evaluările realizate în timp ce trupurile sunt recuperate, la aproximativ 25.000. Sub rămâțile de moloz, mai ales în centrul orașului, s-ar putea afla alte câteva mii de morți care pentru moment sunt imposibil de recuperat, arată raportul oficial SS din 10 martie 1945, citat de istoricul Frederick Taylor în volumul Dresda, marți 13 februarie 1945, editura RAO. Hamburg, septembrie 39 aprilie 45. 42.600 de victime. Hamburg a fost o țintă principală pentru atacurile aeriene ale aliaților, fiind un important port și centru industrial. Cel mai devastator raid purtat de aviația anglo-americană a avut loc în iulie 1943, fiind numit Operațiunea Gomora. Aproximativ 3.000 de aeronave, încărcate cu 9.000 de tone de bombe, au luat parte la raidurile care au dus la moartea 42.600 de oameni și s-au soldat cu 37.000 de răniți. Atunci aproape 1.000.000 de civili au părăsit orașul. Tokyo, noiembrie 44, august 45, peste 100.000 de victime. Tokyo a fost una dintre principalele ținte ale aviației americane, iar cel mai destructiv raid a avut loc în 90 martie 1945 cu numele de cod Operațiunea Meeting House. Aproape 1.700 de tone de bombe au căzut în oraș, distrugând 286.358 de clădiri ridicate în mare parte din lemn. Au murit peste 100.000 de localnici, cei mai mulți în urma incendiilor rezultate. Alți 1.000.000 de oameni s-au numărat printre răniți și printre cei rămași fără adăpost. Hiroshima și Nagasaki. În timpul etapei finale a celui de-al doilea război mondial, Statele Unite ale Americii au detonat două bombe nucleare asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki la 6 și 9 august 1945. Cele două bombardamente au ucis între 129.000 și 226.000 de oameni, dintre care majoritatea erau civili, potrivit unor estimări publicate de istorici. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!